Probabil v-ați întrebat de multe ori dacă plățile se procesează singure sau stă cineva cu un walkie-talkie să le numere, să le verifice, să le autorizeze procesarea în final. Sunt Val Podgoreanu și împreună cu colegii mei ne-am născut să facem plăți. Da, suntem făcuți dintr-un material special. Ne place să dezvoltăm produse și funcționalități noi, să transformăm și să administrăm arhitecturi de procesare plăți. Salut! În Trib administrăm fabrica de plăți, ceea ce înseamnă că avem un proces optim de producție și diagrama tuturor acțiunilor necesare pentru a executa instrucțiunile de plată incoming și outgoing pentru a obține transferuri rapide, sigure și ieftine. Ne place să spunem că activăm în cel mai dinamic domeniu dintre toate ramurile bankingului. Respectăm un cadru puternic reglementat cu scheme de procesare locale și internaționale și cerințe legislative ca PSD2. În același timp, ne construim propriile standarde despre capacitatea de procesare, scalabilitate, flexibilitate și rezilianța serviciului de procesare plăți. Să corectezi, să adaptezi, să îmbunătățești sisteme, să mergi cu plata pe tot traseul ei. Asta înseamnă să fii în tribul de payments. Să testezi, să preîntâmpini by design, erori de procesare, erori hardware, software, zile sau intervale de timp supraîncărcate. Înseamnă să înveți, să analizezi ciclul de viață al unui produs, plata, oportunitățile și riscurile lui. Pentru o experiență bună a clientului, trebuie să operăm procesarea într-un mod rezilient, adică fără întârzieri, fără multiplicări, fără erori, indiferent prin câte sisteme trebuie să treacă plata. Noi procesăm plăți pornind de la nevoile clientului, adică alegem soluții care să funcționeze oricând, cu orice viteză și păstrând un cost redus. Promisiunea noastră este să oferim o experiență real-time. Și nu în ultimul rând, dacă ești parte a tribului de payments, trebuie să știi că în fiecare minut sunt clienți care așteaptă să le fie procesată plata.